Bună seara, fraților, și bine v-am regăsit, oameni, la un nou episod din seria noastră minunată și mirobolantă de Players Unknown Battlegrounds. Ei bine, prieteni, în această seară v-ați ales doar de un Zandrei pe PUBG Solo, ca să spunem așa, prieteni. Și bro, cât de mișto se vede totul de aici. Vă dați seama dacă veniți aici și vă puneți pe burtă. Bine, șansele să vă vadă sunt destul de mici, decât dacă sunt atenți aici. Dar bă, e mișto rău zona asta. Nici nu știam că e o platformă de genul, bro, what? Ok, ne jucăm pe Miramar prima hartă. Sigur o să fie mai multe hărți, pentru că la level 320 sau 318 cât am eu, băieți, vă dați seama că mă dă numai cu jucători de aia de trăiesc în PUBG. Și având în vedere că eu sunt un casual player, băi, eu chiar sunt un casual player, pentru că mă joc doar când filmez, știi? Dar încercăm să facem tot posibilul, prietenii. Nu uitați, înainte de toate, voi toți veteranii de pe PUBG, cei cărora le place seria și dacă vreți mai multe clipuri, dați-vă acolo cât mai multe like-uri voi, să vedem câte like-uri strângem pentru acest episod minunat de Players Unknown Battlegrounds. Mai ales că, bă, mie nu-mi prea place Miramarul, sincer, e o hartă foarte mare. Nu știu dacă să mă dau la Hacienda, să mă dau la Hacienda, bro. Nici unde să mă dau, mă jur. Deci n-am nici cea mai mică idee unde să mă dau, prieteni. Fiți atenți, încercăm tactică. Uitați ce tactică încercăm, băieți, m-am dus. Nu știu ce e aici, dar vedem. Aflăm împreună, prieteni. Sper să nu vină nimeni acolo, gen. Și după pot să mă duc în jos aici, pe munte, la castele astea, și pot să mă duc către graveyard. Hai să... Oh, sunt câteva căsuțe aici. S-ar putea să găsim un loot destul de interesant. Hai să vedem, chiar sunt mega curios. Poate măcar de o persoană, știi? Că mai ales că sunt solo, eu zic că ar trebui să găsim un loot de o persoană. Mamă, e unul... Bă, și-a dat unul aici, nu vine să cred. Nu vine să cred că și-a dat unul aici. Du-te, dracu, lasă-mi loot-ul, prietene. Mamă, pe clădire era armă. M24, ce dracu să trag cu M24? Opa, scarel. Red dot. L-am auzit pe unul. L-am auzit pe ăla. Dar nu știu unde. Ia să iau eu miniul ăsta. Iar l-am auzit și nu știu unde. Acum atac din gură ca să aflu unde dracu e ăla. Deci e ăla lângă mine, mă. Întrebarea e unde lângă mine. Eu cred că e în casa aia, mă. Ușa aia trebuie să fie deschisă sau nu e ușa acolo? Nu e ușa, cred. Bă, sau o fi plecat? Mamă, cred că e cotei de la băieți, cotei style. Mamă, ce loot puternic. Sau, mă rog, aid-uri puternice. Ok. Aici mai... Ah, aceeași clădire, am înțeles. Sau m-a văzut pe mine că m-am dat aici, s-a văzut mai departe? Nu, mă, nu mă întrebați, băieți. Nu mă întreb, nu, să n-aud, ok? Să n-aud, nu mă întreba, scoaie. What the fuck, bro, cum trage arma asta dacă... Mamă, dacă n-am iteme... Arma... Ia că dau medkit-ul, oricum nu o să dau prea des. Bă, deci dacă n-am iteme arma asta, să mă bată, mama, m-a rupt cu thumb grip-ul lui Măsa. Era să mă bată ăsta, scoaie, what the fuck, Romania. Ia uite cât avea omul meu. Ia uite cât avea omul meu. Ia uite cât avea omul meu.
Bă, ce am luat, mă? Am schimbat M4, ce dracu am turbat? Ia uite, 2 medkit-uri. Mamă, cât te avea, tovarășu. Ia și gloanțe de aici, tam gripul, aruncăm de-l dracu. Easy. Bă, măcar e mort ăsta. Bun, bă, eu aș vrea să mă duc în partea asta. Mamă, deci cum am tras? N-ați văzut nimic, ok? Dar o să... o să ștergem această amintire, băieți, de pe clipan. Asta este ce, ce să faci. Mamă, bine că aveam gloanțe pe mine. Cu aia a început să se ducă ținta. Se bate aia pe acolo. Sărea ținta în toate părțile, bă. Bine, măcar că l-am dovedit pe ăsta și că n-am murit din prima. Yeah, am făcut și eu un kill, băieți, gata. Ne vedem în lobby. Putem intra liniștiți în arena următoare, nicio problemă. Dacă aș găsi și o cască de 2 și o vestă 2 full, ar fi bine. Și niște atașamente, mă. Da, uite, acum și cu half grip-ul și cu ăsta, eu zic că trag mult mai bine. Dacă aveam compensator, boys... Mama mea e florărea să... Mama, au început membrii ăia, boys, what? Au început membrii ăia direct pe clip. Mamă, sper că nu încep și donațiile acum, boys, că ne-am dus. Că de obicei mai sunt momente de-astea când am activat donațiile cu aia și nu înțeleg de ce încep donațiile și urle, ești nebun. Și trebuie să le scot eu. Bine, ele sunt dezactivate, că uite, n-apăr pe ecran, da? Tot cântăm fundal, nu știu ce, mamă, se trage acolo, putem unde, la graveyard. E lootat. Nu erau gloanțe pe jos. Uite, nici aici nu-s gloanțe. Cască 2. Ia uzi. Cine mai ajunge până? Ăsta a lutat aici, mă, și-a fugit. I-am dat un hitan, da? Poate s-a opt. Uite. Nici nu știu unde se duc lanțele astea, mă jur. Cu 3x-ul ăsta, ce naiba să vedem pe arta asta, boys, că nu prea aveți multe, dar mergem un pic așa că 3. Poate ne mai apropie și noi puțin. Între un 6x era better. Un 6x era perfect, da. Câte să mai cer și eu, că deja cer prea multe, a? Prea mult loot cere fratele Zandrei, băieți. Nu se primește. Cine cere, nu primește. Regula de aur. Trebuie să fim mulțumiți cu ce avem. Ăla pe clădire și ăla se bătea cu cineva. Sunt în mijlocul nimicului să mă bată, mamă. Mamă, e și red zone-ul, boys. Vreau să ies din red zone, nu-mi place. Îmi place red zone-ul. Caca red zone. Afară, 49 de persoane rămase. Mă mir că sunt viață, sincer, la cum am tras în ăla. Mă mir rău de tot. Iarăși facem tutorial cum să rămâi în viață și să fii nab pe joc. Să mă duc la căsuțele astea să lotez. Poate un găsit ceva, hai să vedem. Maybe we can find something interesting. O 6x, bă, nu pare a fi lootat, nu? Deși, ia uite. Bine cu 6, o, vestă 2 full, bun. O, vertical, bun. Am ca 12. Mai trebuia la băiat. Altă treabă cu tactical stock și vertical. Dacă mai găseam și un compensator, deja ceream prea multe, a? Am niște gloanții. Lai duet grip, bă, l-aș lua numai să-l am la mine, sincer. Ce arunc? Arunc stun grenade-ul? Nu. Stun grenade-ul arunc oricum, nu folosesc.
Bun, hai să vedem cu cine ne bate și noi, băieți. 45 de persoane rămase în viață. Aș aprecia mult de tot, băieți, încă o dată vă spun, dacă strângem acolo un număr decent de like-uri, aș fi foarte fericit și vă mulțumesc mult de tot pentru susținere. Pentru că mă ambiționează să postez și mai multe clipane. Fie solo, fie duo, fie squad, fie trio squad sau toate nebunile. Câți ne găsim să filmăm, atâția filmăm. Aia, acum n-am avut cu cine. Cosmin doarme. Și dacă mă joc unul de level 10 și mă dă cu boss mor. Așa mai bine dă cu deștere level 7000. Să nu luăm un pui de pe urma boților, știi? Așa măcar mai avem și noi parte de acțiune, aventură, ceva frumos. 44 de persoane. Mamă, bă, mi se pare prea mare harta asta, mă, prea mare. Sincer. Dar e bine că îți dai seama de la depărtare. Dacă n-ai ghinionul să te întâlnești cu unul face-to-face, îți dai seama de la depărtare dacă trage vreunul în tine, știi? Opa, mașină. E low ăla, nu pot să cred, am dat 3 gloanțe, mă, și n-am murit. Avea și skin-ul nebun. Unde s-a oprit oare? Cred s-a oprit după asta? Level 500. Ce dracu, mă, că stăteam pe loc și mai era unul acolo. Cred că au auzit când am tras eu, mă. Jucați-vă PUBG, băieți, cu level 500, că mi-a luat one tap, coai. Mamă, nu mai suport jocul ăsta, coai. Vreau să vă... A, ăsta! Uite, mă! Uitați câtă viață mai avea level 500! Du-te în rasa și morții, mătii! Eu am crezut că e ăla din față, coai, dar uitați-vă că era alt. Uitați-vă câtă viață mai avea, mă! E imposibil PUBG-ul la levelul ăsta, băieți, mă jur. Da, uite unde a oprit, coaie, nu mă așteptam să oprim aici. Coaie, what? Uitați câtă viață mai avea, deci mor. Eu când îi văd pe ăștia cu atâta viață rămasă și după mă omoară, coaie, că nu știam unde e. Dacă știam unde e, nu mă omoră așa. Eu am crezut că nu mai e nimeni în zonă și că e ăla cu bagiul din față, de mergea prin mijlocul câmpului ca nebunul, da, nu? Omul, coaie, ia uitați-vă la el. Bărba puternic el, mă. Ia uite cum a văzut. Bam. Ce drecu, mă, că stăteam și pe loc. Uite, de-aia nu trebuie să stați pe loc pe PUBG, băieți. Dăm Sunhog. Nu mai vreau o hartă de-asta să alerg 200 de mii de ani. Alerg și vine unul și-mi dă one tap după ce l-a scoat de viață, că mor. Îmi vine să bag pumna așa în monitor, boys. Că ăsta este bad luck, coaie. Că nici n-am avut norocul să... Ia uite, coaie, 221 damage. Am omorât doar... Am tras... Bă, înseamnă că l-am nimerit și pe ăla de la depărtare. Dacă am dat atâta damage, nu? Că am dat 100 damage în primul de l-am omorât. După în al doilea, în ăsta am dat vreo 80 damage că l-am lăsat atâta și am dat și în altul hit 2, cred, nu? Că altfel n-aveam de unde să am 221 damage. În sfârșit o hartă corectă, băieți, Doamne ajută, mergem la scandal. Uitați-vă ce culoare are tipul ăsta la cap, sau are o șosetă pe cap, sau ce dracu, mă? Nu, asta era culoarea lui. Bă, măcar aici știu o chestie corectă, bă. Te bați și mori, ori te bați și câștigi atâta, nu mai alergi 10 ani, știi? De-aia îmi place mie pe Sunhog. Așa că noi o să facem o șustă interesantă, băieți. De fapt, nici nu știu ce șustă interesantă să fac. Cred că o să mă dau, uite, aici, la casele astea, unde sigur o să-și dea mai mulți. Dar nu este nicio problemă. Mai dăm o încercare pe o arenă, prietenii mei. Mai dăm o încercare frumoasă pe o arenă. Bă, dar mă oftic, mă, că nu l-am omorât pe ăla. Bă, e cel mai enervant lucru când îi lași cu atâta. Bă, măcar de trăgeam prost și nu-l atingeam. Nu-l atingeam și aia era, n-am avut nicio șansă. Bă, dar când îl las cu atâta viață și după îmi dă one tip că nu știam unde e, te enervezi, nu? Gata, hai că am sărit de pe acum. Cred că am sărit puțin, cred că am târziu. Puteam să sar și mai repede. Mergem acolo lângă ban. Poate avem bulan, poate nu-și dă nimeni. Sau poate-și dă cineva și îl distrugem. Ha, mai greu de realizat, ce-i drept că ați văzut și voi levele. Dar nu e nicio problemă, băieți, ne jucăm de fun, ne jucăm să ne simțim bine, să ne mai destindem. Să mă mai înjurați în comentarii, bine, glume, să mă mai trolați în comentarii, mai bine zis. Să râdeți de skill-ul moșulică, de skill-ul bătrânului Andrei. Și uite, avem un player aici, prietenii mei. There is one player, only one guy. Bun.
Bun, Vector. Vestă, te rog, ca să poți să-l bat. Nu mi-a dat vest, ăla sigur are. Da, uitați ce item îmi dă, mă. Ia. N-am altă șansă decât să fug așa. Am o vestă! Îmi dă cască, bro. Deci, băieți, n-am vestă. Realizați că s-a pierdut arena, nu? N-am vestă, coaie. MK12. Ce dracu am făcut, mă, băieți? Du-te, dracu, hai că o trage eu prost, dar m-am calmat un pic și uite că am tras mai bine. Ia-ți vedem, ăsta avea vestă măcar. Avea și schimb pe tigaie, omul meu. M-am zis, bă, level mare, dar l-am panicat și mai avea ce să facă. Uite, o vestă, vai de morții, cum îmi place mie, că mie așa îmi plac, băieți, vestele astea, vai de morții lor. Perfect. Cube să aca. Bă, ce m-am blocat? Bă, what the fuck, man. Dar o vestă de 2 nu e pe aici deloc? Bă, s-ar putea nici la ban să nu fie nimeni, băieți, deci... Am putea să... A, aici e lootat. Hai să mergem la ban direct. Mergem la ban direct pe energie, că... Trebuie să pun și asta. Poate avem bulan și găsim și noi o armă mai de doamne ăștia. Mamă, e bine că am supresor pe ambele, ca șmecheri. Ca bărbați. Redot. Cască 2, bă! Dați-mi vestă, boys, nu cască, vestă! Ai un QBZ, hai că merge QBZ-ul ăsta. Supresor de are, compensator, astea le aruncăm, 9 mm, aruncăm asta, aruncăm asta, aruncăm. Vestă 2, gata, mă. Măcar atâta. Mai luăm niște gloanțele. Na. Zic gloanțe și uite pe ce dau eu click. Gata. Bun. Ce mai am nevoie? Atașamente, scope. Medicale cât de cât. Am ceva acolo. Am un aid, am niște bandaje. Nu mă ajută foarte mult, dar... Opa! Păstrăm MK12-le, boys, e baza. Ia în partea asta sau în pușca, mă? Pe aici parcă am auzit, nu? E bine că am supresor pe ambele. Bă, vertical, de ce nu l-am pus așa? Un extended și bă, am loot, mișto! Am loot decent. 6X-ul mai trebuia și era bază. Săracul ce s-a panicat ăla, am început să tragă în el cu supresorul cu aia și a luat-o AD, da. Ce să mai fac el? Eu nu vreau să mă bag în casele alea. La levelul ăsta sunt mulți scotei, boys. Mulți scotei ani. Eu vreau să mă duc direct unde s-au bătut ăștia, mă. 40 de persoane rămase în viață, ok. Ok. Sounds good. Good. Opa. Opa. Ați văzut, da? Uite, uite. Trecea către casele alea. Eu mă duc direct să-i urmăresc, mă, nu stăm să pierdem timp. Ia uzi. Bag în casă și-l campez, ce părere aveți.
Nu cred că m-a văzut ăla, nu? Mergi încet. Cred că de aici țin mai bine. Ăla încă e în cas. Singurul loc pe unde poate scăpa fără să-l văd e să ducă în partea aia, da. Te pup, fratelo. Nice try, bro. Sper că nu mă omoară grenada aia, nu? Nu mă omoară. Level e mare, boys. Ăla a pușat cu grenada, cu tot. Mi-a dat un hit, nu știu cum mi-a dat un hit în cap, dar îl sun eu. Yeah, luptătorul! E prezent? The warrior is here, yeah. Ia vedem ce are prietenul nostru, un așa. Backpack de 2 măcar, să luăm și noi. Energizante, aid-uri. Bandaje mai aruncăm, să mai luăm niște aid-uri. Și cască, i-am dat ceva în cap. Bun, casca full. Gata, mă, băieți, mă. Frumos, elegantă, altceva parcă. Altă viață, că n-avem și noi un loot corect și nu am ghinionul de pe lume, zic. Parcă e mai frumos și parcă mai... Ia uite ce cască avea ăsta, skin-uri puternice, mă, n-ai cum să te pui cu ei. Skin-uri puternice, ești nebun. Bine că am pus cubuzul în mână. Că mă pușa, dacă aveam sniper-ul, eram fiert. Dar mi-a dat și neidul ăla cu aia, l-a dat la perfecție, l-a băgat direct în casă unde trebuia. Bine că l-am auzit pe ăla din spate când m-a pușat. 27 de persoane. Hai că cine știu ce se poate întâmpla. Să nu fie ăștia prin junglă, pe aici pierduți. Că o să mă enervez puțin tăl așa. A little bit, a little bit. Da, ușa e deschisă. Bă, la câte energizante și de-astea am eu, cred că pot să-mi bag acum niște painkillere să fiu, să fug un pic mai repede, zic. Mamă, l-a omorât playzone-ul pe ăla, mă? What? O, tu ești deschis acolo în stânga. Aici e coriu. Aici nu trebuie să stai pe loc în jocul ăsta, mă, că ați văzut ce se întâmplă dacă stați pe loc. Mai ales dacă vă știe unul poziția. Nici eu n-aș fi stat pe loc, dar am crezut că e ăla în care am tras. Genul ăla din mijlocul câmpului, știi? Dar aparent nu era el. Mamă, cu ce l-a omorât Wilson și a uitați-vă în dreapta sus. Prea târziu. Cred că v-ați uitat, dați înapoi, vedeți? I-a dat cu RPG-ul, cu țidre, că i-a dat. I-a băgat mare rachetă. Persoane rămas. Avem top 20, băi, cred. De fapt, top 21 momentan. Hai, noroc. Cheers, guys. Exact ce ziceam de cotei, coaie, nu vine să cred. Coaie, cât... Deci dacă l-am lăsat cu atâta viață, băieți? Mamă, mă ia inima. Deci dacă l-am lăsat cu atâta viață, mă ia inima. I-am bătut pe aia de level mare. Se vedeau că au level mare și mă bate ăsta care stătea acolo. Uitați-vă la el, coaie. Avea vestă 3, mă. Uitați-vă la el, nu vine să cred.
Coaie, ce timing, uitați-vă ce face, mă, el. M-a auzit. Uitați-vă cu câtă viață l-am lăsat, coaie. Prieteni, that's PUBG boys. Sunt curios cât damage am dat, sincer, chiar sunt curios dacă am reușit să dau mai mult cel damage în ei. Eu cred că am dat ceva oricum. Dar ăsta este PUBG-ul, prietenii mei. N-ai că să fiu. 380 damage am dat, ia. 382, mamă, full brain. Deci am dat ăstea 82 damage să mă bată mama și n-am reușit să-l opor. 18 viață mai avea. Da, mă, fraților, băi, deci cam ăsta a fost episodul, prietenii mei. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți și mai multe videoclipuri de acest gen, dați-vă acolo cât mai multe like-uri și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye.